Bine v-am regăsit, prieteni! Iată, suntem din nou împreună la emisiunea Peșlau cu Dr. Menci. În mod evident și în această ediție vom vorbi cu profesorul universitar dr. Gheorghe Menci Nicopski. Îi mulțumesc încă de pe acum că este alături de noi și în această emisiune. Bine ați venit din nou! Cu drag! Mulțumesc foarte mult! Domnule profesor, am petrecut împreună și sărbătorile, au trecut. Sigur, ce-i frumos și când e bine, lucrurile astea trec foarte repede, însă nu ieșim la fel de întăriți precum am intrat, pentru că mulți dintre concetățenii noștri, dar nu numai concetățenii noștri, după perioada de sărbători, fie au acumulat câteva kilograme în plus și asta se cunoaște, fie acuză anumite excese alimentare, unele chiar și bahice. Există și perioada asta destul de complicată pentru fizicul și chiar pentru psihicul omului modern, post-sărbători și de primăvară și așa mai departe. Trebuie să ne revenim. Cum să procedăm, domnule profesor? Din bătrâni știm că există un oarecare regim alimentar, avem verdețurile la dispoziție. Vă rog pe dumneavoastră însă să intrați în detalii și să ne povestiți cum putem să ne detoxifiem. Ați remarcat corect, primăvara este un anotimp intermediar între anotimpul foarte călduros vara și anotimpul rece și cu umiditate mare iarna. De aceea multe persoane, mai ales omul modern care deja este puțin cu sănătatea, să le spunem așa, precară, în această perioadă resimte și mai mult efectele primăverii prin ceea ce se cheamă chiar astenie de primăvară. Și la astenia de primăvară se asociază și recăderea în anumite boli cronice. Primăvara se știe că cei bolnavi de ulcer încep să sufere mai tare, ulcerul poate deveni chiar mai agresiv, florid. Așa cum a spus și dumneavoastră, din nou, pe plan, să-i spunem așa, al confortului psihic, începem să devenim puțin mai apatici, mai depresivi chiar. Sigur, și la asta nu contribuie numai stresul cotidian, dar și faptul că, așa cum am spus mai înainte, am abuzat poate de alimente care ne-au îngreunat metabolismul, care ne-au ancrasat, dacă vreți, metabolismele și celulele noastre cu toxine exogene și endogene. Nu o să intrăm în amănunt despre toxine, dar ele sunt cu adevărat și ne afectează sănătatea. Dar, în perioada primăverii, organismul beneficiază. Dacă noi vrem să beneficiem, dacă noi alegem să consumăm în special alimentele din acest sezon. De fapt, orice aliment trebuie consumat în sezonul de apariție și aici mă refer în special la fructe și legume. Primăvara beneficiem de leurda. Leurda, sau cunoscută popular și sub denumirea de puterea ursului sau usturoiul ursului. Usturoiul ursului, așa. Da. Îi spuneam puterea ursului pentru că, într-adevăr, această leurdă are niște virtuți deosebite. Este o substanță cu efect virulicid, deci poate să dezactiveze, să distrugă virusurile pentru care nu prea avem alternative, nu există antibiotice care să fie virulicide. De asemenea, un spectru foarte larg microbicid, bacterii, fungi sunt ținute la respect, viermi intestinali, de exemplu, paraziți, sigur, sunt, dacă vreți, pot fi tratați cu această legumă din familia aliaceelor, adică al cepei usturoiului. Dar să nu neglijăm nici ceapa. Ceapa care apare acum în sezon, ceapa verde, da. Da, împreună cu leurda, frunzele lor verzi conțin foarte mult magneziu. Magneziu conținut în molecula de clorofilă. Ele au și ceva fier, dar magneziul este esențial pentru buna funcționare a sistemului nervos. Iată că vine bine în întâmpinarea stărilor noastre anxioase, depresive, melancolice și ne ajută să trecem mai ușor prin această perioadă de primăvară, susținând activitatea creierului nostru, a sistemului nostru nervos. Tot usturoiul este și el, ca să terminăm cu familia aliaceelor, verde, tot verde, da, se poate folosi, toate acestea pot fi folosite crude sau preparate sub formă de salate, aceasta ar fi și forma cea mai indicată de a fi consumate, dar sigur că pot fi folosite și în diferite mâncăruri, salate sau tratate termic, poți să faci smoothie din aceste legume, sigur combinând și cu alte legume ca să aibă un gust, să aibă, mă rog, puțină vioiciune. Urzicile. Urzicile sunt recunoscute ca o plantă medicinală foarte importantă pentru detoxifiere. Urzicile sunt de asemenea recunoscute, mai ales în popor, ca un aliment ce purifică sângele. Și nu este departe de adevăr, urzica conține foarte multe substanțe biologic active și ea conține clorofilă, deci magneziu, în cantități destul de mari, dar conține și anumite substanțe, cum ar fi acidul formic, de aceea ne și înțeapă, ne urzică urzica. Da. Da. Și are fibre, are o activitate puternic diuretică, detoxifiantă, și de asemenea putem să le folosim în salate, numai opărite și în salate, sau în smoothie-uri, bine spălate, evident, sigur, mai înainte, și culese din locuri curate, nepoluate, sunt un adevărat remediu natural, un adevărat medicament natural aceste urzici și sunt și gustoase, se pot prepara diferite mâncăruri. O rețetă foarte simplă este aceea de a amesteca urzicile opărite, numai, împreună cu cartofi. Au apărut și acum cartofii aceștia noi, care sunt, spre deosebire de cartofii maturi, să le spunem, bogați în vitamina C și au un index glicemic și o încărcătură glicemică mai mică decât cartofii ceilalți, fierți și amestecați într-un mixer cu urzică. Este o combinație foarte interesantă. Dacă vreți să puneți și puțin iaurt sau puțin unt, da, este un fel de mâncare și consistent și foarte sănătos și nu cu multe calorii. Ce am putea să mai... Și ușoară, în sensul ăsta, se digeră ușor, sigur, pentru regimul ăsta de cruțare. Este un regim de cruțare alimentară, el, da? Da, și acest regim de cruțare alimentară, sigur că are efecte benefice asupra organismului. Ar fi bine, ar fi foarte bine, dacă măcar miercurea sau și vinerea, sau când vreți dumneavoastră să vă alegeți, să ținem și un post alimentar, o restricție calorică, adică să mâncăm puțin, dar din aceste alimente. Și atunci efectele asupra sănătății vor fi și mai vizibile. De ce? Este dovedit științific acum că restricția alimentară, adică să mănânci cam 1000 de kilocalorii sau mai puțin în aceste zile, dar să te hidratezi și te poți hidrata, apropo, cu apa fiartă, cu ceaiul de urzici, care este, mulți aruncă acest subprodus, să spunem, de la fierberea sau opărirea urzicilor. Nu e foarte gustos. Nu este foarte gustos, dar... Da, nu te atrage limpede. Asta e adevărat, dar de asemenea se poate face un artificiu, poți să-l amesteci cu suc de lămâie sau de portocală sau să faci un smoothie cu el în loc de apă și iată că în astfel de combinații nu se întâmplă nimic, adică nu-și pierde proprietățile. Absolut, el își păstrează toate calitățile. Okay. Sigur că da. E important, da. Pentru că știu o mulțime de persoane care aruncă într-adevăr acest subprodus de care vorbiți dumneavoastră, tocmai din pricina faptului, copiii nu-l vor sub nicio formă să-l bea, părinții să țin de nas din când în când în momentul în care... Se poate face băubil, ca să spun așa. Face, da. V-am spus, poate că mulți n-au auzit de smoothie. Ba, da. Mai nu au auzit. Mai nu au auzit. Dacă au auzit, ar fi bine să-l facă. Nu presupune mare aparatură un blender, dacă ai, fie că e de mână, fie că este un blender special, sau există acum chiar blendere speciale pentru preparat smoothie. Și da, este o băutură care este recomandată în locul băuturilor îndulcite, carbonatate, așa cum știm noi. Cum știm. Apropo de băuturi, e foarte bine în această perioadă de cruțare, repet sintagma, să facem un exercițiu de abstinență pentru alcool, cei care consumă. Absolut, ar fi foarte bine. Și de fumat, dacă s-ar putea. Nu mai zicem, de fumat ar trebui, la fumat ar trebui să renunțăm din prima. În legătură cu alcoolul, sigur că după această perioadă grea pentru consumator, nu numai pentru consumator, și cei care consumă doar ocazional, e drept, toate la un loc, adică stresul, adică mâncarea în exces la un moment dat de sărbători, adăuga și alcoolul care stropită mâncarea tot așa de sărbători, că așa sunt oamenii. Acum, ele, toate acestea la un loc te duc într-o stare în care trebuie să și acționezi, adică sigur, în sensul de a, pe scurt, de a cruța organismul ăsta, după care l-ai supus diferitelor cazne bachice și alimente. Dar pe lângă cele ce am vorbit noi, cu acest consum de alimente naturale, crude, alimente cu adevărat dătătoare de sănătate și de viață, ar trebui să renunțăm cât mai mult la junk food, la alimentele acelea gunoi, la alimentele înalt procesate, alimentele înalt aditivate, cu ieuri, cu grăsimi hidrogenate, sigur cu tot felul de substanțe care, în definitiv, nu ne fac bine și care se constituie într-un cocktail de euri. Și de ce spun lucrul acesta? Chiar evaluarea toxicologică a eurilor se face luând în considerare într-un experiment un animal și un aditiv alimentar, un E. Dar acest E poate să apară inofensiv. În momentul însă în care acest E a fost, dacă vreți, asociat, pus împreună cu un alt E, care și el s-a dovedit că este inofensiv la animalul de experiență, dintr-o dată acest cocktail devine nociv. Da. Asta am spus, că în decursul unei zile consumăm, dacă nu suntem atenți, foarte mulți aditivi alimentari care în niciun caz nu ne pot face profesor, există această temere că primăvara, când trebuie să, sigur, să ne circumscriem acestui regim despre care vorbeam de cruțare, ați povestit aici despre cele verzi, dar mai e și salata verde, mai sunt și ridichile pe care le-am consumat cu mare plăcere și asortând masa de Paște. Nu e o problemă, sigur, asta se face și ceapa verde și restul, dar asta continuă să fie la capitolul trufandale și nu numai, să intre în obișnuința noastră. Există o problemă și aici cred că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să combateți această teorie mai nouă. Dom'le, ne vine foarte greu să intrăm în astfel de perioade de regim pentru că mâncărurile nu au gust, pentru că există puține variante de a găti legumele, fructele și așa mai departe, sau fructele nu trebuie gătite, dar să le consumăm așa. Și, în general, pentru că nu există variante foarte multe, atunci renunțăm la tipul acesta de Sigur, în felul acesta renunțăm și la sănătatea noastră, dacă suntem conștienți. Și nu este adevărat că nu avem variante și că mâncarea aceasta n-ar fi gustoasă. Sigur că nu este gustoasă ca un aliment care conține glutamat monosodic, jumătate zahăr, jumătate grăsimi hidrogenate, nu. Acela e foarte gustos, dar este demonstrat științific că este și periculos pentru sănătatea noastră. Deci vreți să alegeți gustul artificial creat cu euri sau vreți să alegeți gustul natural prin prepararea corectă și inteligentă inteligentă și există tot felul de rețete corecte. Absolut corecte și care dau alimente cu un gust foarte bun. Exact, așa cum am spus, poate că nu poți să bei ceaiul de urzică, dar integrându-l cu ceva îl faci să fie un aliment nu foarte, foarte, să zicem, savuros, deși se poate realiza și lucrul ăsta, dar sănătos și băubil, ca să spunem. Sigur că da. Nu știu, o salată care e simplă așa, e fadă, dar dacă peste ea punem tot felul de dressing-uri deștepte, dacă găsim variante, nu știu, dressing, nu știu, nu m-am exprimat bine, dacă condimentăm corect, Da, dacă condimentăm îmbunătățim, da? Așa nu este. Singur, da, aici am greșit. Nu n-ați greșit, pentru că mulți înțeleg să pună dressinguri care conțin foarte multe euri. De la borcanul de plastic. Nu astea. Nu, și care, aceste dressinguri, își aduc partea lor cea mai mare de calorii. Că de fapt nu te îngrașe salata, ci te îngrașe dressingul pe care l-ai pus. Maioneza, sosul. Da. Am dat un exemplu. Maionezele sunt niște emulsii care poți să le faci în fel și fel de chip și foarte, foarte gustoase. Dar cele mai multe, dacă ați citi eticheta, ați vedea că are grăsimi vegetale, în special, dar care au multe, foarte multe calorii. Dar cine ne oprește să asociem aceste mâncăruri cu peștele, care este un aliment, poate că unora nu le place. Sigur sunt, dar cred că sunt foarte puțini celor cărora nu le place peștele. Și peștele este un aliment cu adevărat sănătos și care nu încarcă foarte puternic metabolismele azotoase, metabolismul azotului din celulele noastre. Și ne aduce foarte multe beneficii. Este o carne ușoară, o carne ușor de digerat, pornind de la pești grași. Acum este chiar sezonul scrumbiei de Dunăre, care este o delicatesă. E adevărat că anul acesta sunt destul de scumpe, mai scumpe, dar, mă rog, mâncând mai puțin, dar sănătos, avem beneficii de sănătate și nu ne golim nici portofelul atât de mult. Haideți să le luăm pe rând acum, domnule profesor, am vorbit așa la modul general despre toate astea. Uitați, măcrișul este o plantă care a apărut deja și înțeleg că are o mulțime de proprietăți. Explicați-ne cum să ne folosim de această rumexul sau rumexul. Acest măcriș, dar rumex acetozela, am vrut să spun denumirea științifică, este foarte bogat în vitamina C, dar atenție, cei care suferă de boli renale, de calculi renali, trebuie să îl consume cu precauție, pentru că el conține și mult acid oxalic. Ce înseamnă asta? Că? Asta înseamnă că cel care suferă, așa cum am spus, are deja calcul renal, pietre la rinichi, să spunem așa, pe românește, ar fi bine să nu facă exces. Dar poate ce înseamnă exces în cazul ăsta? Cazul ăsta înseamnă să mănânci în fiecare zi câte o farfurie de măcriș. Măcrișul poți să-l pui împreună cu alte legume într-o salată foarte savuroasă. Măcrișul este acru, pentru că el are, așa cum am spus, multă vitamina C și alți acizi organici care dau acea vieiciune, acea acreală legumelor care nu au aciditate și care sunt fade. Da. Eu spun și părțile bune și atenție pentru anumite categorii de oameni care sunt suferinți și care ar trebui să știe și aceste lucruri. Din păcate, măcrișul nu prea mai este cunoscut. În copilărie noi mâncam, îl găseam, crește spontan, este o plantă ruderală, cum se cheamă, și pur și simplu o mâncam de acolo de unde creștea. De unde era, sigur. Da, și chiar era foarte sănătoasă și la vârsta aceea nu se punea problema nici de boli renale și nici, Bun, mergem mai departe. Celelalte verdețele să le luăm pe fiecare în parte, pentru că cred că cei ce ne urmăresc și care și-ar dori să vă urmeze sfatul, ar trebui să știe exact fiecare dintre aceste verdețuri, la ce folosesc ele mai bine, unde au capacități dintre astea vindecătoare și, eventual, dacă au și, iată, la măcriș am găsit ceva care, în exces consumat fiind el, face probleme. Salata verde, leurda și toate celelalte despre care am vorbit, spanacul. În sfârșit, ceapa verde, toate celelalte. Pe rând, vă rog. Despre ceapa verde am vorbit. Nu, indicații, contraindicații, ca să luăm ca pe prospect, așa. Nu are contraindicații. Nu au contraindicații, niciunul din acestea, nici ridichele, nici leurda, nici ceapa, nici usturoiul, decât, dacă vreți, mirosul pentru unii, sigur, dezagreabil, pe care îl are, dar care se poate combate cu câteva cuișoare. Dacă am mâncat ceapă, usturoi, leurdă și avem senzația, sigur că emanăm un miros neplăcut de usturoi, de ceapă, da? Putem amesteca câteva cuișoare și acestea vor avea și un efect benefic, chiar foarte benefic asupra microflorei bucale, asupra igienei bucale și se știe că aceste cuișoare conțin eugenol, o substanță și cu efect anestezic. Dacă vreți, înainte când mergeai la dentist, mirosea, ziceam noi, a dentist. Ce miros era acela al dentistului? Eugenolul din cuișoare. Putem mesteca puțină scorțișoara adevărată de ceilon, pătrunjel, frunzuliță de pătrunjel, cât mai mult pătrunjel verde și foarte bine că am amintit și pătrunjelul, frunzele, care sunt sursa cea mai bogată de vitamina C și de asemenea niște substanțe care contribuie la sănătatea cavității bucale, a dinților. Da. Foarte importante aceste sfaturi ale dumneavoastră pentru cetățenii care evită să consume usturoi sau ceapă, tocmai din considerente că ulterior exhală un miros care ar putea să îi îndepărteze pe cei din jur. Și atunci, aceste variante simple, da? Sigur. Ați spus dumneavoastră cuișoarele, ați spus da. Pătrunjelul și așa mai departe, rezolvă problema asta pe loc. Iau și din aciditatea usturoiului. Personal am încercat această metodă și a funcționat, da? Eu nefiind un mare, de exemplu, mare mâncător de usturoi și pentru că nu sunt mare mâncător de usturoi, îmi face o anumită aciditate da. Nouă. Și atunci, după aceea, am rezolvat problema asta și a acidității cu pătrunjelul despre care vorbim și am rezolvat problema. Și ați câștigat și multă vitamina C și alte substanțe biologic active, poate încă nedescoperite, pătrunjelul fiind o legumă, frunzele de pătrunjel, mai ales în țările arabe, în Maroc, în Algeria, unde vreți dumneavoastră, nu există masă la care să nu se mănânce frunze de pătrunjel. Fie puse crude în mâncare, fie ca atare, și chiar sunt mâncăruri nu libaneze, da. Cunoscute, care practic sunt un fel de salată de frunze de pătrunjel, foarte, foarte sănătoasă. Dar am văzut și în diverse rețete de cărnuri tocate. Sigur că în bucătăria asta arăbească și chiar în bucătăria românească, pentru că foarte multe dintre chiftelele românești conțin verdețurile astea. Sigur. Din ce în ce mai multe văd în ultima vreme, semn că e în regulă să se folosească așa. Absolut că da. Da. Chiar și la drobul de Paște, nu? Da. Care a trecut, un secret este acela de a folosi cât mai multe legume verzi, da? Și la stufatul de miel. Și lucrurile acestea sunt documentate și științific. Ierburile amare, plantele amare în special, au un efect foarte bun în digerarea ușoară a cărurilor grele, așa cum este cana de oaie, de miel, de ied. Da, și se folosesc, am văzut cu toții, toate gospodinile le folosesc în meniurile acestea pascale, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să spunem că ierburile acestea amare și tot ce înseamnă ceaiuri, o să discutăm puțin și despre ceaiurile astea imediat, au un efect asupra digestiei pentru că ce stimulează secreția de bilă, pe de o parte, dacă avem bila. Și stimulează bila. Și stimulează bila în general, pe de o parte, și are și efecte benefice asupra ficatului. Sigur că da. Mare laborator al organismului. Da. Păi, iată anghinarea. La noi nu este obișnuită în dieta românească, dar italienii, francezii consumă foarte multă anghinare. Preparată în fel și chip. Uneori se găsește și la noi, dar nu prea știm să o preparăm și așa că practic este neglijabilă în rețetele și în spectrul nostru alimentar. Dar anghinarea este chiar un hepatoprotector și un hipotensor cu adevărat care funcționează. Ne protejează ficatul și la cei care au tensiune mărită, hipertensiune arterială, normalizează tensiunea. Da, și normalizează și profilul lipidic seric al sângelui, ceea ce noi zicem colesterolul total. Deci are tendința să echilibreze această formulă încât sângele nostru să fie sănătos, să spunem așa, și să nu genereze procese inflamatorii care duc la ateroscleroză, la acele ateroame care pot declanșa un accident vascular cerebral sau un infarct de miocard. Când eram copil, strângeam păpădie, da, pe care o tocam și da, din care ieșeau un fel de salată, așa, sau amestecam cu alte salate. Era o mare victorie pentru noi în copilărie să facem lucrul ăsta. Părinții ne încurajam să facem. Explicați-ne dacă există o valoare medicală, terapeutică, cum... Sigur că există taraxacum oficinale, așa îi spune ei, științific, da, păpădiei. Este cu adevărat o plantă medicinală folosită de veacuri și este cunoscută pentru activitatea ei hepatoprotectoare, pentru activitatea ei colagogă, colagenă, coleretică, colecistochinetică, adică ajută la peristaltismul bilei, mai ales cei care suferă de bilă leneșe sau bilă spastică, și este un foarte bun detoxifiant. Și nu numai frunzele de păpădie sunt foarte sănătoase, și florile de păpădie și rădăcina. Este rădăcina uscată din care se prepară ceaiuri sau intră în formula unor ceaiuri diuretice, hepatoprotectoare, ceaiuri hipotensoare și așa mai departe. Bun. Există diverse formule, am văzut deschizând, sigur, internetul, de ceaiuri, de amestecuri, da, de plante și așa mai departe. Și voiam să spun, păpădia, scuzați-mă mai puțin, este la fel de bună ca și rucola. Și are și un pic gustul acela. Și mai ieftină. Și mai ieftină. Și o și găsim pe peste, da, tot. Și da, poate fi chiar ecologică. Și poate fi chiar ecologică. Da. O găsim pe lângă fiecare gard, așa, în țara asta, da, minunată, în care cresc de toate, numai că noi nu reușim, din păcate, să punem în valoare tot ceea ce avem. Da, ce avem și ne-a dat Dumnezeu, da, și ce există fără efort, da? Da. Că unii fac eforturi mari, da, să-și facă o cultură de păpădie, nu știu, ca să punem medicamente sau un ceaiuri, iar noi ignorăm toate chestiunile astea, dar poate o să învățăm cu timpul. Apropo de ce ne dă Dumnezeu, ziceam că există tot felul de amestecuri dintre astea pe care le găsim sub forma unor rețete, mai mult sau mai puțin oficiale, în cutiile unor suplimente sau în amestecurile pentru ceai. Acum, dacă e să vorbim și despre ceaiurile astea de primăvară, ceaiuri de primăvară, când spun, mă gândesc la faptul că, da, ar trebui să ne ajute să trecem mai repede peste perioada asta de moleșeală, da, și de anxietate uneori, peste perioada de prea plină, așa, pe care o resimțim, spuneam mai devreme, după niște excese și așa mai departe. Deci să vedem dacă avem niște amestecuri dintre astea pe care să punem mâna imediat sau unde să ne ducem să le facem, ca să trecem totuși mai repede, să ne și înviorăm. Există probabil amestecuri dintre astea. Absolut, există ceaiuri medicinale de foarte bună calitate la noi și care au efecte stabile, evidente și de lungă durată asupra sănătății noastre, fără efecte adverse. Și sunt tot felul de formule de ceaiuri care ne ajută la detoxifiere, care stimulează detoxifierea. Tot felul de formule de ceaiuri care au un efect calmant asupra sistemului nervos. Iată, în cazul celor care au un surmenaj nervos, și toți avem datorită stresului, sunt ceaiuri care au efecte hipotensoare. Sunt ceaiuri medicinale care au efecte foarte bune asupra activității inimii, în special celor care au deja, mă rog, probleme cu inima, a bătrânilor. Păducelul este, iată, în cazul de față, cunoscut și ca laptele bătrânilor, dar el este util și tinerilor, pentru că calmând activitatea inimii, are efecte și asupra sistemului nervos. Deci este, dacă vreți, un remediu natural care ar trebui să fie în casă la noi. Ceaiurile amare, iată, sunt bune pentru detoxifiere și pentru protejarea activității ficatului și a bilei. Și am putea să enunțăm la infinit tot felul de ceaiuri și formule de ceaiuri naturale, pentru că se zice că atunci când Dumnezeu a lăsat bolile, a lăsat pentru fiecare boală și câte un remediu natural. Și remediul natural este cel care cu adevărat vindecă și vindecă fără efecte secundare. Sigur, nu vreau acum să neg importanța medicinei alopate, a medicamentelor de sinteză, medicamentelor chimice, dar acestea trebuie luate numai și numai cu la indicația medicului. Da. Există, domnule profesor, și cred că e bine că se întâmplă așa, un fel de trend așa cu revenirea sau cu redescoperirea produselor apicole pe finalul acestei emisiuni, în ultimele minute. Vreau să vorbim puțin despre asta. Tot așa, la un clic distanță, găsim tot felul de amestecuri provenite de la stup, da? Energizante, de exemplu, cu propolis, cu tot felul de cu polen, cu lăptișuri și multe, foarte multe. În esență, tot ce este natural și bine făcut ar trebui ca primăvara să ne prindă bine, dacă așa este. Luăm, consumăm, nu-i așa? Da. Dacă există însă probleme cu contrafacerile și există probleme mari cu avantajele naturalului, le spuneți acum pe scurt, și contrafacerile cum le recunoaștem către final, vă rog. Dacă vorbim despre produsele stupului, atunci când ele sunt veritabile și procesate corect, mă refer chiar la miere. Dacă mierea care a cristalizat a fost încălzită peste 100 de grade pentru a putea fi pusă apoi în borcane, aceasta îți pierde o mare parte din valoarea ei. Dar mierea se falsifică extrem de ușor. Sigur că rămân celelalte produse ale stupului, propolisul, care este un antibiotic natural cu spectru larg și care nu dă rezistență extraordinar de valoros și care ar trebui să fie folosit și se găsește în diferite forme, inclusiv spray-uri cu propolis pentru cei cu arsuri. Da. Am dat numai un exemplu. Sau cu diverse rând, sigur. Da. Sigur că da. De asemenea, polenul. Polenul ar fi bine să fie folosit crud, adică am cumpărat polen crud, nu uscat, pe care îl țin la congelator da. Și consum, îl pun în așa fel în congelator, pe porționat cât consum odată. Păstura este deosebită, nu se găsește și când se găsește este foarte scumpă, dar este polenul fermentat de albine în stup, în fagurile acelea. Sigur că lăptișorul de matcă, și el este foarte scump și uneori este chiar falsificat sau se afirmă că este într-un produs, dar de fapt el lipsește. Lipsește, da. Sunt și alte produse preparate, spre exemplu, din trântorii de albine, ca să dau așa un brand al unui mare apicultor, Ilieș, care a făcut apilarnilul din trântorii de albine. Există niște branduri recunoscute și care garantează în mare proporție produsul. Există și gospodari serioși. Exact. Prin urmare, sfatul dumneavoastră este următorul. Dacă aveți pe cineva cunoscut, mergeți și aprovizionați-vă cu deale stupului de la persoana respectivă. Pentru că acei gospodari care găsim pe marginea drumului, e mai complicat cu ei, că nu știm cine sunt și ce produse pun acolo. Da. În rest, mierea contrafăcută, cum o recunoaștem noi? Nu o recunoaștem, din păcate. Da, okay. Deci și în laborator uneori este dificil. Deci trebuie să avem un furnizor, cum ați spus dumneavoastră, un om de încredere, care să aibă frica lui Dumnezeu, să spun așa, și să nu facă totul numai de dragul banilor. Și a banilor, da. Chestiunile astea sunt de învățat pe parcurs. Până la urmă, și dacă nu spunem noi, sunt chestiuni, elemente de bun simț, așa, pentru fiecare dintre noi, să ne urmărim interesul și să fim foarte atenți la ceea ce consumăm. Cum bine spuneți de foarte multe ori aici la emisiunile noastre, dom'le, dacă ne ducem să cumpărăm din comerț, de la magazin, un pahar, ne uităm de 10 ori la el să nu fie ciobit. Când e vorba să mâncăm ceva, trecem la alte capitole, pentru că oricum facem asta de 3-4 ori pe zi, așa că nu mai fim atenți. Da, așa este, din păcate aveți dreptate și tot din păcate, faptul că neglijăm să ne informăm despre ceea ce introducem în gură ne costă sănătatea. Iată, bolile care altădată erau, să spun așa, cantonate în zona senectuții, a bătrâneții, apar la copil. Deci nu este cum căuta unii să explice, păi sigur, cancerul apare pentru că trăim prea mult. Dar de ce apare și la copilul de 1 an, 2, care n-a apucat să trăiască? Da, tocmai pentru că noi nu suntem atenți la ceea ce introducem în gură și faptul acesta se transmite copiilor noștri și nepoților noștri. Deci dacă eu am consumat, mai ales și în perioada de procreere, aceste alimente, am făcut exces de băuturi alcoolice, am făcut exces fumând, în niciun caz copilul nu va ieși unul sănătos. Da. Iar el nu a cerut ca să vină pe lume. Noi l-am adus fiind iresponsabil pentru sănătatea lui și a societății care urmează, pentru că, sigur, suntem muritori, dar copiii noștri ar trebui să fie cât mai sănătoși. Și ca să fie sănătoși, unul din demersurile care arată că suntem responsabili atunci când aducem un copil pe lume este să fim noi sănătoși, că din 2 bolnavi nu poate să iasă un copil sănătos. Da. O să mai adăstăm asupra acestei idei și a responsabilității părinților. Probabil că această idee a iresponsabilității părinților față de copii e supremă gest de iresponsabilitate, dacă se spune așa. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Da. Ne oprim aici cu această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție tuturor. Ne vedem curând. O seară plăcută. La revedere!